uite, am ajuns, m-am uitat la mașină, aripa pe dreapta era pocnită un pic, că e din fibră, nu merge clima, mai trebuie băgați bani. Nu-i merge. Și mai duci și până la dreapta de geamă. Da. Mai e una... A încercat să-i facă electrică, dar nu știe unde e. M-a schimbat și compresorul și... Și nu... Plus un proiector pe, de ceață pe față stricat. Eu te-am spus că... Trebuie să mai caut, mai e una prin București. Mai găsim una în Ploiești, dar mai aia că-i fierbe motorul. Băi, eu zic să stai la un loc, la aia, trebuie să înțelegi la asta, că nu ai nevoie. Mașina arăta, mașina arăta bine, motorul mergea bine, era întreținut. Da, poate ce? Cine mai bagă bani? Știu, a pornit la sfert de cheie. Iată ce. Mai puțin. Hmm? Să vii la postier. Păi da, dar durează, că eu acum plec de acolo. Păi faci 4 ore. Aia fac 4 ore. 3? Păi dacă am plecat la aproape 9, cam 2 ore. 2 ore? Păi, ești la 2 ore la postier. Și am văzut să-l bombăm acolo. Bine, ne vedem acolo. Bine. Deci eu ți-am zis, era... Mașina arăta bine, numai că are o problemă la climă. Un proiector și... Destule probleme. A zis că dacă îi face clima, nu mai vinde. Avea și navigație și tot pe ea. Bine. Ai văzut că ai dat pe coarul meu. A fost din China. Așa. Eu cred că... Hai bine, prom bun și ne vedem o să bine, hai că ne vedem.